ascultați și urmăriți în Apoca Live, eu sunt Lucian Danciu și vă propun discuția telefonică de joi cu primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația. Ce lucrați acum pe vremea asta urâtă, că șantierele nu cred că pot lucra acum? Este să vedeți în fața Teatrului Național că muncim pe rupere. Pe ploaie? Națională să ne găsească cu montarea de gazon, se poate face oricând. Acum am terminat-o ieri, acum am făcut ultimele retușuri. Deci, după cum știe, parcul Ștefan cel Mare va fi gata în acest an. Prima etapă, cea mai importantă, acum pe 1 decembrie, la cadra din fața Teatrului Național, este gata. Adică, aseară s-au făcut ultimele retușuri legate de montarea pavajului, de montarea nu numai a pavajului, ci și a gazonului aferent zonei verzi din față, astfel în ziua de 1 decembrie să ne găsească cu lucrarea partea din față și până la sfârșitul, da? Până la sfârșitul anului, spuneam, în 31 decembrie să fie finalizat și restul partea din spate. Exact. Din față arată foarte bine conform proiectului și pe măsura important e pieții Avram Iancu, a clădirii Teatrului Național, a simbolistii ceea ce este pentru tot ceea ce înseamnă dimensiunea națională a acestui popor. Ce se va întâmpla la 1 decembrie, în mod deosebit? Un spectacol cu drone, după modelul celui pe care l-am avut la zile, până e o noutate acum, am avut și la zilele frisile acest gen de spectacol, pentru că este, practic, noua tendință care se va impune încet, dar sigur, în Europa și în lume. Încet, dar sigur, se va renunța la focul de artificii și se va trece spre aceste tipuri de spectacole. Noi facem această tranziție ușoară, deocamdată vom avea și foc de artificii și spectacol de drone, urmând ca în viitor lucrurile să se ducă spre aceste tipuri de spectacole care sunt, repet, de spectacol, au și mai multe avantaje decât dezavantajele focurilor de artificii. Veți vedea, cel puțin impresia pe care am avut-o la zilele Clujului și reacția oamenilor a fost una foarte pozitivă, ceea ce ne-a încurajat să mergem în această direcție. În concluzie, deocamdată mergem în paralel cu amândouă, vom avea ambele tipuri de spectacol, dar pe termen mediu ne vom duce spre spectacole cu drone, care sunt mult sau alte tipuri de tehnologii moderne utilizate în această direcție, mappingurile, joc de lasere, jocuri de lumini bazate pe aceste elemente, pe o combinație între drone și jocuri de lumini pe mapping. Sunt lucruri care, repet, țin de tehnologia prezența și a viitorului și care și la Cluj sunt de primul loc. Sunt primul oraș din România care dăm un asemenea ton la surerea genul de activități cu o formă de respect pentru această zi extraordinar de importantă din seara României. Pentru că așa cum francezii au 14 iulie sau americanii 4 iulie și românii pot sta în egală măsură mândri cu ziua de 1 decembrie, pentru că este o împlinire majoră a națiunii române, un efort de secole pe care această națiune l-a făcut și când de cinstit ca atare. Acum vom avea spectacolele din Piața Unirii, muzică populară, muzică de toate felurile, pentru toate gusturile. Ina va avea, fiind un spectacol de excepție, seara, că n-a mai fost niciodată la Cluj, și eu artistă îndrăgită. Continuând, evident, cu deschiderea Iluminatului festiv în tot orașul. În 1 decembrie deschidem Iluminatul acesta fundamental de sărbători în tot orașul. Acum l-am deschis doar unui târgu de Crăciun în Piața Unirii, dar ziua de 1 decembrie întotdeauna cu ziua în care întregul oraș, acolo unde s-au montat aceste dimensiuni ornamentale, va fi deschis. Cum discutam că pe Râda Nopții, între 12 noaptea și 4 dimineața, el va se oprește, fi da. Oprit. Pentru discutam de bun simț și de economie. În emisiunea, sau una din emisiunile trecute despre cartiere, se face ceva și acolo sau totul se concentrează pe zona centrală, unde mai este firesc în centru să se adune oamenii de sărbători, dar parcă când te uiți pe geam și vezi același bec, numai, nu știu, ce spuneți? Am discutat același lucru acum de 2 săptămâni cu la dumneavoastră în emisiune, pentru că l-am lămurit.
anul acesta, având în vedere criza energetică, am spus că facem ce am făcut anul trecut. Pentru că dacă am fi pus în plus, tu nu ați fost primul care m-ați fi acuzat, doamne, dar nu vezi că e criza afară, cu siguranță. Și ieși, tu mergi în afară. Cu siguranță. Dacă nu fac, mă întreba, domnule, dar se poate să nu faci un bec curent în cartiere? Eu vreau povestea cu șapcă și fără șapcă. Lucrurile, v-am spus, rămân cu bun simț. Adică pregătim orașul decent de sărbători. Avem un an greu și trebuie să înțelegem cu toții asta. În consecință, nu extindem, dar păstrăm ceea ce avem. Facem economie acolo unde înainte era risipă și eu consider că între 12 noaptea și 4 dimineața sau chiar 5 dimineața e un fel de risipă, pentru că foarte puțin sunt cei care pot admira, doar dorm. În sărbătoare. Da, da, exact, așa, prin visă. Și atunci în visă se poate vedea și dacă nu, în realitate, este deschis în linia toată între 12 noaptea și 4 dimineața, sau câte lucruri de colegii mei. Deci e o formă în care, iată, și din acest lucru poți face o economie la partea de iluminat ornamentală cu 20-25%, 25%. Acum, că aferente. Vine vremea, a venit deja vremea urâtă, sigur, încă nu-i chiar așa de frig, dar șantierele Clujului vor intra în conservare, să zic așa, în diferite faze. Se lucrează. Deocamdată se lucrează. Unde se lucrează, șantierul repetitat al teatrului e gata, cel din spate își continuă lucrările, la podul porțelanului se lucrează, regim accelerat, vom termina podul până la sfârșitul anului conform graficului de acum. Se lucrează la podul porțelanului, care are câteva luni în avans, sperăm că le vor confirma și la podul răsăritului, că podul porțelanului repede va fi gata până la sfârșitul anului. Se lucrează și la parcul Farmec în egală măsură, astfel încât și el să se apropie de finalizare. Adică sunt lucrări care nu se opresc, pentru că sunt în diverse stadii care, la turnul pompierilor, trebuie să fie gata până la sfârșitul anului, la fel lucrările. Ele își continuă acest lucru. Acum n-am făcut niciun calcul. Turnul ăsta pompierilor, de cât timp se lucrează la el? Că tare de mult vorbim noi de el. Vorbim pentru că acolo a trebuit să rezilieze contractul. Știu. Pentru că așa sunt unele firme. Și atunci am făcut o decizie bună. Pentru că dacă nu luam așa decizie, era ca în gren, adică nici ansul nu era gata. Pentru că acea firmă a avut un trezire foarte, foarte mare. Și atunci am luat decizia nu se mai aștept, ci să rezilieze contractul. Și pur și simplu să-i penalizăm ca atare și am reluat licitația cu altă firmă și care își respectă termenul de 31 decembrie pe care a fi finalizat aceste înapompere. Firmele astea sunt ca și oamenii, unii mai buni, alții mai răi. De aceea am deschis acea lista rușinii pe care i-am pus pe cei care au Cluj, să știe că la Cluj vor fi pus acolo, să-l pun în familie, să știe cluzerii din ce cauză, unele lucrări sunt întârziate. Unele, repet, lucrează la timp, altele nu. Șantierele care sunt în lucru și nu vor fi finalizate, mă rog, nici termenele nu impun chestia asta. Perfect. Vor fi conservate, cum spuneam, în anumite faze. Zilele trecute, tot așa, la o ploaie mai serioasă, strada Iuliu Maniu, în lucru aflându-se, firește, a devenit așa un mic canal venețian. Ce se va întâmpla în perioada de Ați descoperit gaura la covrig. Nu. Mă felicit. E o lucrare care are strada închisă, da? Deci nu este în circulație. În consecință este un șantier. Strada închisă, sigur. Firesc că în șantier nu este, deci, ea nu este deschisă circulație, este șantier și e firesc în plouă să adună apă. Oare asta am descoperit de noi sau de vreo 5.000 de ani când este lume pe planeta asta sau viață sau știm noi și scriem de la codul Hammurapi, când plouă pe șantierele unde se lucrează și nu sunt deschise circulații, se adună apa pentru că aceea se fac lucrurile astea, să fie modernizate. Când va fi gata lucrarea, deci vedea că atunci, evident, nu mai fi niciun fel de apă. Da. Mai nu știu, chiar adus să discutăm banalități de felul ăsta, că plouă și se adună apa pe un șantier care e închis și în loc. În urma recensământului se pare că... Avem atât de multe teme importante în orașul ăsta de discutat, tot ce stăm și ne ocupăm de banalitate. Păi nu, nu, dar... Pierdem timpul și eu și dumneavoastră. Domnul... Ce relevanță are asemenea întrebare, niciodată vă spun, ce relevanță are... La modul general, cum vor fi conservate șantierele? Asta era, de fapt, eu am dat un exemplu. La modul norm, se conservă conform prevederilor legale, dar când plouă, normal că se adună apa, că și pe strada unde e asfaltată, când plouă torențial, până când se... calibrează preluarea în sistem, durează câteva minute. Aici unde se lucrează în șantier, evident că durează mai mult. Chestii
absolut de dar cineva, scrie cineva în ziar de copii, trebuie să se buni să ne urcăm după ei. După primele date pe care presa le-a aflat în urma recensământului, populația județului a crescut doar cu 20.000 de locuitori. Nu știu la ce vă așteptați dumneavoastră, eu mă așteptam la mai mult, dar în condițiile astea, când populația Clujului, cred, nu am date, municipiului Cluj-Napoca a crescut, înseamnă că centrul de greutate, sau în raportul acesta, reședința de județ, cade mai mult pe municipiul Cluj-Napoca, cred eu, greșesc? Mama, uitați-vă în Florești, iarăși nu trebuie să mai descurpă din stafa cază. Dar nu, dar nu-i vorba. Uitați-vă în Florești cu 8.000 de oameni, deci are acum 50.000, 60.000. Adică lucrurile sunt evidente. Cred că chiar mai mult. Țara asta a pierdut 4 milioane de români care sunt străinătate. Noi avem plus, da? La din start vedeți aceste nuanțe și arată clar că la Cluj se întâmplă altceva decât în restul. Corect! Și chiar la Cluj-Napoca se întâmplă mai multe decât în județ, cred eu. Da. Bun, este și centrul metropolitan, este și cam toate zonele metropolitane, este zona zero care atrage. Și asta se întâmplă. Așteptăm și noi confirmarea rezultatelor oficiale, dar lucrurile se văd cu fiul limpede, adică destul să mergi în Florești ca să-ți dai seama. Am dat cifra asta în ideea în care bănuiesc că aveți, sau teoretic ar trebui să aveți, o strategie și o parte, mă rog, știm, cu metrou, cu centura, pentru că cu acest centru de greutate în privința populației care am vorbit, mutându-se pe Cluj-Napoca și zona metropolitană, aici va fi cel mai mult de acționat pentru a fluidiza, în primul rând, pentru a asigura o mișcare a populației mai... Bine, deci acest oraș nu are alte șanse de a se moderniza decât până aceste proiecte de infrastructură. Altele, până o să apară alea cu drone, când o să fie alte generații, alte sisteme nu se pot face. Ce se omenește astăzi posibil în lume, se face și la Cluj. Repet, cu excepția transportului cu drone, care va fi transportul generațiilor următoare, restul se face și la Cluj. Anume, începând de la autobuz, troleibus, tramvai, continuând cu ce înseamnă metrou, tren metropolitan, și adăugând la asta pasaje supraterane sau superane. Și aici mă refer în special la pasajul de la Pietura Turcului, cel mai important pasaj dublat de celălalt de la Tudor Vladimirescu, și centura metropolitană, care are 20 de noduri de intrare și ieșire din Cluj și din zonele adiacente, și tot ceea ce se poate face, repet, ca infrastructură în lume, adaptat la Cluj-Napoca. Alte lucruri, repet, nu au inventat specialiștii ca să poată decongestiona, pe acestea le-am adus și noi, le-am făcut în locul guvernului, că puteam să stau liniștit, să nu fac nimic, nici tren metropolitan, nici centura metropolitană, nici metrou, nici pasaje de la Pietura Turcului, spune că aia e treaba berbecilor de la Național să facă ei. Lucrez de vreo 5-6 ani de zile la aceste proiecte, toate acum sunt într-o fază avansată de pregătire a implementării sau chiar de implementare, cum este metrou, că este în licitație, este în contestație pasajul de la Pietura Turcului, e negociere procedura de realizare a centurii metropolitane cu Ministerul Transporturilor, trenul metropolitan va avea documentele gata până la sfârșitul anului, adică sunt lucruri care le facem pentru Clujul viitorului și pentru a putea să facem o viață mai bună aici la Cluj. Asta e realitatea. Acum nu vrea să o vadă, să nu o vadă, că să nu o se pot eu convinge, că asta e lumea în care trăim, cei de bună credință, la ea mă adresez eu, care văd aceste lucruri, că s-au întâmplat, că s-au întâmplat pe autostrada Transilvania, s-au întâmplat pe centura Lucirea Pahida, s-au întâmplat pe lungimul Bulevardul Muncii la Pahida, sunt lucruri pe care le-am făcut, în aceeași direcție se fac și următoarele. Evident că și acasă, ce ne facem o casă, nu se pot face toate lucrurile acestea peste noapte. Ca și în proiectul ca mare, care, repet, deci lucrări de inginerie și de complexitate uriașă, nu? Să gândiți la ce înseamnă să traversezi cogetul cu o centură, câte poduri, câte viaducte, câte lucrări de arte de făcute. Da. Bă, păi, ăsta nu pot eu să-i convinc pe toți cei de la credință, nu la aia mă adresez eu. Eu nu citesc pe aia care se reacă de ce intenționată, că nu vreau să-mi tribun la dispoziție. Pot să fie cât doresc ei. E treaba lor, nici măcar nu-i citesc. Bun, ia uitați aici, doamna Demeter întreabă, când o să avem autobuzul 47 să meargă în cartierul Gheorgheni? Domnul Neac, cred că e pe recepție. Întrebarea trebuie să o adresăm întrebarea domnului Neac. Am și redirecționat-o. Așa, domnul Bondor vă întreabă ce se mai întâmplă cu puzul din Sopor. Era vorba că se va finaliza. Da.
E în fază finală de obținere a tuturor avizelor necesare și va fi o dezbatere publică cu privire la acest pus, pentru că el a intrat în faza finală de obținerea avizului de medic. Acela a fost ultimul lucru care a mai trebuit să-l obținem, avizul de medic. Și este în faza de obținere acestuia. Da, uitați, domnul Cristea vă întreabă ce părere aveți despre impactul pe care l-a avut Vinerea Verde. Cu ochiul liber se vede că în acea Vinere Verde autobuzele sunt mai solicitate, chiar mai aglomerate uneori. Conform informațiilor primite de la CTP, programul este un succes și categoric și-a atins obiectivul pe care mi l-am dorit de a încuraja transportul în comun. În consecință, a fost un proiect reușit și care trebuie continuat. Probabil că lua și alte forme, vom vedea în ce formă îl vom reconfigura în viitor, dar categoric, tot ce ține de utilizarea transportului în comun, de încurajarea acestei, este cheia. Vedeți, oriunde mergeți în oraș din Europa, combinația aceasta dintre metrou, tramvai, autobuz, troleu, chiar și trotinete pe distanțe foarte scurte, transport de taxi, tren metropolitan, acestea sunt elementele viitorului de transport, nu altele. Și sunt convins că acestea vor fi și la Cluj implementate. Noi, asta este, am fost rupt de contactul cu vestul Europei pe 50 de ani. Am pierdut contactul cu civilizația în sensul infrastructurii și poate și în sensul cultural, că ne-am depărtat de Occident, acolo unde am făcut parte tot timpul prin trecerea la comunism. Acum revenim și noi să recuperăm cei 50 de ani de pierdere, de dezvoltare și culturală și în materie de infrastructură și ne apropiem și noi de ceea ce văd România Occidentală. A fost pot să vadă exact cum arată civilizația occidentală. La ce ne raportăm, acolo în direcția asta mergem și noi, sperăm să reușim și accederea în Schengen pe care o merităm pe deplin, chiar dacă lucrurile sunt în derulare și pot apărea complicații, dar chiar vreau să vă întreb, vestea asta bună cu MCV-ul poate fi un pas înspre sigur, și cât de important înspre Schengen? Era o condiție ca să intri în Schengen. Și atunci această condiție îndeplinită s-a eliminat practic și ultima barieră, pentru că celelalte două bariere au fost eliminate, și anume îndeplinirea condiționalităților tehnice pe care le aveam încă în 2019 și reverificarea acestor condiționalități tehnice acum în 2012, plus un supracontrol, cum s-a spune, care a fost efectuat de către Comisia Europeană și Secretaria de Prezenție a anumitor țări. Toate aceste elemente au fost rezolvate de către România și din acest punct de vedere stăm cu fruntea sus. Evident că suntem într-un context în care sunt și alte țări implicate în acest demers. Este și un demers migraționist pe care l-au descoperit de ultima oră austriecii, dar care nu are... Acum nu ne ajungeau olandezii, am văzut că și suedezii fac din nas și austriecii mai recent. Bun, că discutăm, nu este nicio fel de problemă, pentru că România poate sta la orice discuție cu fruntea sus și cu cărțile pe masă, pentru că are una dintre cele mai sigure granițe din Uniunea Europeană, vă pot asigura de asta. Și asta a demonstrat-o. Că există o presiune migraționistă din alte coastele ale lumii, pe Austria, și de ea vine prin Serbia și prin alte zone adiacente, spre ei, e adevărat, dar nu trebuie pusă România în aceeași oală, pentru că nu este cazul ca noi să fim implicați într-o chestiune unde nu avem niciun fel de... Nu este coridorul, și eu știu că nu este coridorul cel mai des folosit înspre Austria. Știm cu toții asta. Noi cei care trăim aici știm asta, cum este o realitate. Noi explicăm cu calm, cu echilibru, pentru că asta înseamnă Europa, să stai la masă, să discuți, să ai analizele. Eu înțeleg că pot să fie întrebări și bine să fie întrebări, dar ceea ce este important este că România s-a făcut pe deplin datoria și oriunde am participat, că în această lună a fost foarte multe legate de această temă, am putut răspunde cu puncte sus la toate provocările care au avut loc și până la urmă am plis și aprecierile pe măsură, pentru că n-am mai avut ce să spună oamenii când am venit cu răspunsul la fiecare întrebare. Bun, vreți echipă tehnică? Reverificați. Ați verificat e foarte bine. Vreți încă o dată să mai verificați? Reverificați. Am mai primit înțeles totul este în regulă. Acum, lupta aceasta cu migrația din Balcan. Ok, reverificați că nu este cazul României să fim implicați într-o asemenea element. Deci, eu cred că și acest lucru se va realiza, pentru că este o formă de respect pentru România și pentru românii de rând, pentru ceea ce face și el pentru Europa și ceea ce face și Europa pentru noi. Suntem în aceeași parte, până la urmă, și o formă de respect reciproc. Și așa privește această acțiune. Schengen, o formă de respect reciproc între România și Europa și între Europa și România.
O întrebare de la domnul Ionuț, dar valabilă. Mă refer la perspectivele anului 2023. Dânsul se referă la o stație CTP de pe strada Romul Ladea. Sigur, mai sunt încă stații ale transportului public din Cluj care nu sunt modernizate. Care nu sunt modernizate. Au dreptate, avem vreo 30 și ceva de stații care acum sunt în diverse proceduri de modernizare, altele sunt deja în lucru, altele au fost modernizate. Luăm în evident și această stație de pe Romul Ladea, dacă nu este prinsă deja. Voi veniți ca cu colegii mei. Aici, într-adevăr, este o atribuție partajată primărie și CTP. Și noi avem multe treabă în modernizarea lor și le vom moderniza și noi pe parte din pe ele. Da, ia uitați, domnul Dan, se referă la linia cerută care să facă legătura între cartierele între Lacuri și Gheorgheni, care știe dânsul, nu știu pe ce surse, dar știe că a fost aprobată de către CTP, doar că trebuie să se reunească comisia din cadrul primăriei, ca ea să devină realitate. Nu. Nu este o problemă. Prima dată se aprobă la primărie și după aceea pleacă la CTP, pe ultima. Prima dată liniile acestea se aprobă la noi și după aceea pleacă la CTP. Dar nu a fost supus atenție când se decizulație, dar CTP-ul știe că are mandat deschis de la mine la limita capacităților existente, fără să distrugă calitatea transportului în zonele unde asigurăm, sub nicio formă, să creăm linii noi și conexiuni noi. Asta e mesajul pe care l-au. Acum așteptăm și cumpărarea celor 18 autobuze noi care ne va permite să extindem flota și să extindem și liniile pentru anul viitor, dar, repet, facem asta fără să reducem din calitatea la ceea ce există. Pentru că degeaba iau din Grigorescu ca să duc între Lacuri, că n-am făcut decât să mână mulțumirea dintr-o parte în alta. Nu, eu rămân acolo cum este foarte bine și împrumunătăm și în celelalte părți acolo unde se poate împrumunătăți. Profit de ocazie, pentru că s-a trebuit sfârșitul lumii, să le reamintesc celor care sunt cu venituri mici, am făcut aceste precizări în emisiunea anterioară, da. Se poate beneficia de programul Alimente. Vreau să știți că până acum 1500 de persoane beneficiază de sprijinul primăriei de 400 de lei, am dublat de la 200 la 400 de lei. De la 200 la 400, ce trebuie să facă? Oameni. Se depune o cerere la Direcția de Asistență Socială, fie se prezinte acolo, fie pe internet, pentru a-și putea completa documentația necesară, care nu este foarte complicată, se verifică de către Direcția de Asistență Socială, se emite card și se pun banii pe card, ca să poată oamenii să-și cumpere cele necesare vieții și mai ales acum în perioada sărbătorilor să aibă un sprijin în condițiile în care prețul au crescut destul de mult. Este o formă de sprijin a noastră de respect pentru cei care duc mai greu în acest rast, pentru pensionarii cu venituri reduse, dar și pentru ceilalți care au venituri reduse. Am înțeles. Asta e bună. E o chestie de respect. Deci un efort pe care îl face primăria, economisând bani din altă parte, dar de a ne gândi și la cei care duc greu. Ne gândim întotdeauna că trebuie să rămânem solidari, să sprijinim pe cei care produc prosperitate, merită afaceri și îl sprijinim cu tot ceea ce putem din perspectivă operațională a noastră a primăriei, dar de asemenea să ne gândim și la cei care, repet, pe din mai greu în viață și mai ales în vremurile astea grele, ei sunt cei mai afectați. De aceea venim și cu acest program, care înainte era la 100 de rețe, pe genul acesta, anul acesta, repet, am reușit să-l cuantificăm la 400 de rețe. Pe lângă ceea ce Guvernul Național mai dă, în privința asta mai oferă ca sprijin pentru persoanele vulnerabile. Acele voucherele de 50 de euro, dacă mai amintesc eu bine. Care sunt perspectivele tot la transportul public? Până la urmă, ne place sau nu ne place, sunt toate formele lui, transportul public. Păi mi-o promis, am avut o discuție cu dânsul, vă spun și chestia asta, dar chiar am fost la dânsul. Ca moș Crăciun, ca și copilul cu moș Crăciun, sunteți așa. Nu. El cere moș Crăciun promise și noi suntem cu buza în plasă. Nu. Dar am mers mai mult și pentru discuțiile astea vis-a-vis de solicitări sau tot mai multă presiune care vine pentru anumite linii cu transport de noapte. M-am speriat ce costuri înseamnă, nu știu dacă se scot. Eu m-am spus să mă pronunț pentru, eliminează ca specialist să facă analiza de rigoare și dacă e posibil să-l implementăm. N-am făcut calcule la sânge, dar după datele date de dânsul, am simulat eu niște calcule cam ce ar însemna pe o linie sau două, mult. Sigur, dacă primăria subvenționează. Apropo, că și vinerea verde cine plătește, nu? Primăria.
subținente, este primăria subvenționează toate aceste ferme de limitele pe prețurile la aspect în comun, în unele comune, a crescut, știți de ce au crescut. Deci primările de acolo nu au pus compensația. A fost o discuție chiar al dumneavoastră în emisiune, că nu sunt care primării mai primit când le greșesc țară. Au crescut prețul la bilete pentru că primările de acolo au spus nu, dă banii pe altceva, nu pe subvenționarea transportului în comun. Nu, sau poate n-au, domnule. Prețul biletelor la fel. Sau poate nu au primările. De prioritizare. Nu. Tot cu chestiune de prioritizare. Din ce bani ai, prioritizezi. Nu am prioritizat transportul în comun, adevărat. Asta am făcut noi pe timpul și am spus, da, finanțăm transportul în comun. Una chestia aia, avem cea mai modernă flotă de transport public din România, de aceea companie de transport public este locul 1 în România, e adevărat. În primul rând, managementul echipei de luminați, trebuie să recunoaștem asta, că este un om performant, o echipă performantă. Dar și fără susținerea primării, n-ar fi ajuns unde este astăzi. Și n-ar fi ajuns să ajungă nici în zona metropolitană să asigurăm un transport de calitate. De aceea, de ce tot să facem din primăria Cluj transportul și nu cu alții? Pentru că am reușit să aducem calitate acolo în transportul public, dar investim consistent și consecvent în asta. Și aceea avem jumătate din flota de transport astăzi în asta vede nepoluant, așa cum... Ce urmează ca investiții în 2023 pentru transportul public? Mai ales asta, avem de la anul 2023 și vă povestim atunci. Avem încredințe asta anul acesta. Vă desim în ianuarie 2023, da. Așa zicem, este viitor, nu zice să că este pe prezentul de sub picioare. Și cu transportul ăsta de noapte veți analiza sau veți analiza ca și costuri mărgândeți? Compania va face, repet, această analiză, știe ce bani primește de la primărie, dar dacă se încadrează în aceste idori sau nu și dacă această linie poate fi susținută sau nu. Ei vă dat în urmă de funcțiul referente final. Dar clar, o asemenea linie este binevenită, o asemenea formă de transfer public. Chiar dacă asta înseamnă să ne înjure foarte mult altimetriști, asta înseamnă să le iei lor pita de la... Și asta e de dar e adevărat și asta, dar și în alte orașe europene există transfer public în alte, trebuie să recunoaștem asta. Nu este o noutate doar la Cluj. Vom vedea cum vom găsi această soluție în funcție de situația financiară. Apropo de știrea care am citit-o vis-a-vis de mașinile și alte utilaje abandonate pe spațiul public, ce se va întâmpla cu acea licitație, am înțeles, sau scoatere la vânzare mai Ele au fost ridicate de domeniul public obiect procedură legală și se valorifică în condiții de licitație potrivită de către lege. Au arătat pe legii mei, pe site, în știrea publică, oricine poate să facă acest lucru. Pentru că acum noi ducem două campanii diferite. Prima campanie este să ridica mașinile abandonate, care trebuie să se aia o perioadă lungă de timp până la 7 luni de zile, să nu fie mișcate, ridicate, e procedură destul de complicată pe care trebuie să urmărim. Iar în al doilea rând vom deschide și noi proiectul acesta de a finanța predarea rabelor pentru la 3.000 de lei. Prin rable înțelegem mașini mai bine de 15 ani. Pentru programul rabla, nu? Mediului... Exact. Rabla pentru mașini, sau mai rabla pentru tipurile de obiecte. Pentru mașini, unde am negociat cu Ministerul Mediului condițiile, cetățeanul va primi 3.000 de lei în mână, 2.400 punem fondul de mediu, 600 de lei punem primăria. Primăria administrează acest proces. Va fi o platformă națională din ianuarie, ce se până așa, Comisiunea Mediului, unde oamenii se vor putea înscrie, ne vor preda cei înscriși în fiecare localitate la primărie, iar noi vom preda documentele, vom da bani la oameni, oamenii vor merge cu mașina la un centru de casare, vor veni cu adevința sau predată și vor primi banii în mânuță. Ok. Ca să scăpăm de orabele vechi și care poluează. E o modalitate de a mai colecta oarecum din cimitelul, să mai dea mai elimina din cimitelul ăsta de mașini vechi. La un moment dat, acum au fost ridicate, dar la un moment dat, sincer, erau foarte multe. Am numărat într-o zi că am umblat mai mult pe jos într-o zonă dintr-un cartier, vreo 10 sau 12. Se vedea că erau cu roțile jos, se vedea că nu de 6 luni, cred că de ani nu au fost mișcate de acolo. Bun. Știți, dacă ne întrebare la de 6 luni de la o mișto zi în altă parte, din noi trebuie să începem cu acelor 6 luni de zi. Da. Așa e legea, așa e legea. Așa creează probleme. A mei nu pot nimic, așa pierde nimic tate. Așa încătă și bani după aceea. Trebuie să respectăm până în vinți, probleme de vedere. Iar de că n-avem ce face. Bun, trebuie să ne oprim aici. Așteptăm peste o săptămână Clujul luminat, festiv, de sărbători. Da, mulțumim. Mulțumim frumos, așteptăm să le vezi frumos cum arată de 1 decembrie, mai avem până atunci
zic, dar va fi o zi națională pe măsura importanței pentru România și pentru România. Vor fi ceva ne fi în cifră rotundă, vor fi ceva evenimente de anvergură, mă refer la partea militară, să zic, de defilări sau la Cluj sau nu? E standardul obișnuit, nu ca la 2018 când am adus 100 de ani, dacă la fel în anul anterior, o ceremonie sobră, solemnă, dar și cu o măsură de sărbătoare specifică zilei de 1 decembrie. Deci înseamnă că săptămâna viitoare e joi, nu 1 decembrie cade. Bine, joi, da. Înseamnă că nu ne auzim, că ești la nu ne auzim decât în 8. În 8 după ce tragem concluziile de la Iluminatul Festiv. O să bântui tot centru să văd. Să bântui, da. Șapca ai șapte mai șapte. Așa nu e. Bine cu voi, mă, dar e bine să ai șapca sub geacă. Dacă e problemă că n-ai, ți-o pui. Dacă e problemă că ai, o iai de pe cap și o pui sub geacă. Da, mă, cam așa. De cam așa, șapca s-a primat de tot ce se cu șapca și umbra. Vreau viață. Mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Spor la treabă. Cu respect. O zi bună. Doamne ajută. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Sunt Lucian Darciu. Numai bine!